Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov și ne vedem pe Mix TV cu Ionel Fliundra, viceprimarul din Ghimba. Bună seara, bun venit! Bună seara, mulțumesc de invitație, bună seara brașovenilor, bună seara ghimbășenilor. Și ghimbășenilor, pentru că sunteți reprezentantul lor, sunteți viceprimar din noiembrie, da? Da. Cu o majoritate ușor atipică în peisajul brașovean, în sensul că liberalii cu ecologiștii și-au dat mâna peste Ghimbav, cumva împotriva unui PSD cu care sunt prieteni în altă parte. Păi, eu cred că în politică trebuie să fii prieten când e vorba de administrație, pentru că numai pe prietenie și pe votul unic poți să realizezi ceva în perioada în care ai fost mandatat de către electorat. Eu nu spun că este atipic, eu spun clar că atunci când ne dorim să facem ceva, trebuie să ne dăm mâna. Eu mai fac și câte o glumă de multe ori, deși și colegii de la PSD din cadrul Consiliului Local Ghimbav sunt oameni cu care au multe calități și le spun că nu sunt PSD-iștii, sunt chiar sunt doreliști, pentru că își ascultă... Sunt ei lui Dorel, ca da, să spunem așa. Da. Dorel, având o anumită conotație, domnul primar Toma Dorel, îl salutăm. Un mit acolo la Ghimbav, dar la un moment dat există mitul acela care nu numai construiește, mai și blochează. Și văd că s-au urnit niște forțe acolo care sunt în jurul acestui pivot, cum să-i spunem. Da, din păcate lucrurile astea se întâmplă la Ghimbav. Mi-ar fi plăcut să vin în emisiunea dumneavoastră să spun că, într-adevăr, la Ghimbav lucrurile au luat o altă turnură, suntem mult mai toleranți, cu mai mare dorință și din partea domnului primar pentru construcție, pentru că suntem deficitari în multe puncte importante ale localității. Aici mă refer de la infrastructură până la educație, de la cultură până la sport și am putea continua până la sănătate. Iar nu știu de ce ambiția asta, deci, pentru că poziție... practic ne dorim ca dumnealui să colaboreze cu Consiliul Local, să înțeleagă că lucrurile se mai schimbă din când în când. Uitați-vă și la ce s-a întâmplat cu guvernul în ultima perioadă. Dacă nu ți ascult șeful, poate că nu mai ești în funcție, dar eu cred că contradicțiile sunt constructive, iar și colegii de la PSD ar trebui să înțeleagă că sau să aibă o discuție cu domnul primar, că ar fi mai bine să colaborăm și să aducem un plus valoare localității Ghimbav prin proiectele importante care le dorim. Sunteți cea mai bogată localitate, pe de altă parte, nu? De departe, din județul Brașov, pentru că la cei 6.000 de locuitori îmi spuneați că sunteți, înainte de începerea emisiunii, aveți un buget confortabil care v-ar permite să transformați Ghimbavul, orășelul de pe Ghimbășel, într-un colț de rai. Sau Valea cu Sălcii, cum se traduce din limba germană. Dar nu plângătoare. Weidenbach? Păi sperăm să nu fie plângătoare. Problema, da, suntem o localitate bogată și ar trebui să ne mândrim cu lucrurile astea și ar trebui ca cu acești bani să nu ne uităm la lucrurile minore, pentru că cu bani mulți să faci lucruri mici nu ți-aduce, cum spuneam mai devreme, plus valoare. Proiectele importante pentru localitate se fac cu mulți bani, dar pentru că suntem deficitari și pentru că trebuie să arătăm și potențialul localității. Aici mă refer că ne dorim o nouă casă de cultură. De mulți ani, în câteva emisiuni electorale, vorbesc de câteva cicluri electorale, de fapt, de o casă de cultură pe care Ghimbav o reclamă. Deci avem un cămin cultural, cum se spune, ca la care țara, a fost așa. Plăcut. Da, bine, era mult mai mare decât un cămin normal, era bine dotat pentru vremurile respective. Când în anii Ghimbav, 70 sau da, când... anii 60, când au fost construit, când cetățenii făceau muncă în folosul comunității pentru a se construi și donau anumite bani și muncă, prestau pentru căminul cultural, consider că este subdimensionat pentru numărul de cetățeni. Odată, doi, este degradat complet, a fost concesionat unei societăți cu un patron italian în urmă cu 25 de ani. S-a expirat termenul anul ăsta de cei 25 de ani, dar consider că a renova această clădire acum, oricum n-ai putea să o aduci la valoarea și la dorințele astăzi ale ghimbășenilor, ar costa mult mai mult decât am construit o casă de cultură nouă. Deci varianta de a construi este dezirabilă. Am găsit, am și schimbat destinația unui
teren sau platoul de lângă Biserica Nouă, care e singurul care a mai rămas, care ar fi în centru localității, spun eu acum, pentru că centru civic, pentru că Ghimbavu se dezvoltă foarte puternic pe partea de din stânga drumului spre Cristian. Se tot extinde. Și este un platou care ar asigura, ar fi chiar lângă biserică, ar fi un edificiu de cult, ar fi o instituție culturală cu parcări dimensionată și chiar vorbeam cu colegii de consiliu din grupul nostru. Majoritar de majoritar. Deci minus doreliștii, spuneați. Eu cred că și dumneavoastră, cum spuneam, ei își ascultă șeful, dar sunt convins că își dau seama și vor vota împreună cu noi, că până la urmă urmei nu o să spună că lumea că a fost Ionel Fliundra numai în Consiliu sau Mihai Neagoe sau alt coleg de-al nostru. Am fost toți la un loc și ar trebui să mergem să votăm lucrurile importante. Bun, și o povară, mai ales într-o comunitate mică unde toată lumea știe pe toată lumea, să zici tu ai votat împotriva la cutare. Și ca să-mi termin ideea, dacă spuneați că suntem bogați, trebuie să și se vadă că suntem bogați. De-aia avea ca această casă de cultură să aibă o tematică bună, frumoasă, să nu fie demarat un proiect doar cu câteva ziduri și un acoperiș. Chiar am alocat o sumă destul de importantă pentru un concurs prin Uniunea Națională a Arhitecților Români. Pentru un proiect frumos. Ca să și premiem acel proiect, se ocupe apoi pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, iar această casă de cultură să aibă sala cea mai mare din județul Brașov, ținând cont că Teatrul Dramatic are 600 de locuri, am vrea în jurul 700-750 de locuri și să poată... la Ghimbav miezul din Gogoașa. Așa, să putem construi și ziduri acelea rulante, ca atunci când nu sunt atâția cetățeni să nu pară spectatori sala goală, cu în tematică fiind și planetarium, săl de conferință, cercuri pentru elevi. Deci rupeți gura târgului, deci chiar ne dorim, ați așteptat. Chiar ne dorim, da. Este un lucru important. Trebuie să demonstrăm că pe lângă Ghimbavu este caracterizat prin o localitate industrială. Am vrea să îmbinăm de la industrial să trecem către cultură, către turism, către cele două biserici care reprezintă ceva și una care... Una dintre ele arată bogăția localității, arată bogăția localității de departe. Și să știți că este și vizitată. Trec autocare, intră pe acolo, dar ne dorim și restaurarea bisericii evanghelice fortificate. Iată, ați avut muzica Barsensis. Exact, foarte frumoasă, foarte frumos. Da. Avem o orgă care este restaurată de 300 de ani. Deci istoria cu modernitatea Așa, trebuie să-și ia mâna. Da. Și aveți toate șansele să faceți acest lucru, deci Casa de Cultură, rupeți gura târgului, ce vă lipsește să o faceți? În ce stadiu sunteți? Păi noi, să vă înțelegeți? Anul trecut am schimbat destinația terenului, se dorea acolo să se construi un strand, o piscină, chiar dacă acoperită, nu-i găseam sensul să fie construită lângă biserică și cimitir, chiar dacă era acoperită, n-ar fi fost cu un zid frumos, cu o arhitectură, decât așa cum se practică acum, construcțiile gen sandwich, tablă, izolatoare și așa mai departe. I-am schimbat destinația. Dacă am fi avut concursul domnului primar, siguranță anul ăsta eram departe. Dar am inițiat proiect de hotărâre după ce am bugetat schimbarea de puz, întocmirea puzului nou, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic rămâne în sarcinea celui care va câștiga concursul. Bun, deci lucrurile cumva merg pe un făgaș, până la urmă eu încă o dată fac un apel, haideți să discutăm, avem ședințe comisii, chiar ați văzut, fiind prieteni pe Facebook, că noi sâmbăta nu stăm acasă, mergem și lucrăm împreună cu colegii și atingem toate punctele sensibile din localitate. Îi chemați la treabă, am văzut că vă întâlniți și în parc, aveți un birou în aer liber, Ghimbavu e un birou, de fapt, e un obicei. Vă place să faceți acest lucru sau simțiți încă acel privilegiu al omului care e plin de elan și la început de drum constructiv așa și atunci nu aveți ce ascunde, vă dă mâna să vă întâlniți cu oamenii prin parcuri pe băncuță sau aveți timp? De fapt nu. Nu. Îl condensăm și facem ca lucrurile să funcționeze. De ce spun asta?
În primul rând, viceprimarul trebuie să fie gospodarul orașului, comunei, satului, deci trebuie să umble, să știe aproape tot. Îl lasă pe primar cu eșarfa și cu festivitățile. Exact. Eu îl recunoaștem. Păi spune domnului Toma Dorel că e frumos să tai pe anglici, așa că nu-i luați privilegiul acesta. O să vă spun ceva după ce termin ideea. Da, nu este plăcut să stai în parc, să aștepți oamenii în audiență și mă bucur că oamenii au început cu curaj să vină și să spună lucrurilor pe nume. Ceea ce nu pot face este să intervin imediat dacă s-a găsit ceva pe ghimbășel sau, doamne... Bun, și oamenii vin cu fel de fel, așa, fel de probleme, de la grănițuire până la animale decedate, până la... Vecinul care face nu știu așa, ce... Până în interiorul curților, dar de multe ori trebuie ascultați că practic de aia suntem acolo. Direcționați unde ar trebui să ajungă cu... Deci încă aveți timp și energie să faceți acest lucru. Dar ceea ce m-a determinat să stau cel mai mult în parc este proiectul Policlinica. Policlinica Ghimbaf. Suntem oraș de 2003, deci de 14 ani. Funcționăm cu 3 cabinete medicale, adică a medicilor de familie din Ghimbaf. Sunt convins că și pentru ei numărul pacienților este destul de mare, dar oricum și oricând ar face o trimitere către o policlinică, ar putea să o facă direct peste drumul curții, practic. Clădirea policlinicii este în curtea primăriei. Deci clădirea, vezi, ce vă lipsește? Care sunt demersurile care ar trebui făcute de către primărie? Da. Deci acum... semnături, în primul rând, văd că aveți aici. Câte ați reușit să strângeți? Avem în jur de 1000 de semnături care sunt de la mine. Vin colegiile, centralizăm miercuri. Deci cam 20% dintre ghimbășeni au semnat. Multe, găsesc că ar fi fost inutil să facem lucrul ăsta, dar pentru că dorința cetățeanului din Ghimbaf este de a avea o policlinică, mi-a făcut plăcere. Indiferent de simpatiile politice pe care le au sau de antipatii, toată lumea își dorește să avem o unitate medicală care să aibă și un centru de permanență pentru că noi nu aveți în n-avem acest moment. Și așteptăm doar în cazul urgent. Deci doar ambulanța vă stă la dispoziție. Da, colegii medici din Consiliul Local mai asigură anumitor cetățeni care îi cunosc câte o perfuzie sau câte o injecție sau, Doamne ferește, de un caz mai de extremă urgență, dar atât. Și atunci am preferat să stăm în parc, atât eu cât și colegii mei. Și în timp ce stăteați în parc, mai veneau oameni și mai vin oameni și cu probleme, vin și cu semnături, vin și cu dorința de a transmite și primarului și colegilor de la PSD că nu sunt mofturi astea, sunt chiar necesități. Deci v-ați implica personal în acest personal, în acest demers, atât eu cât și colegii din majoritate și cred că mai mult decât... Cineva nu vrem policlinică. De fapt, colegii dumneavoastră de la cealaltă televiziune au participat la ședința din ianuarie când am schimbat destinația acestui... O parte din acest centru administrativ multifuncțional. S-au opus cei de la PSD. Eu îi chem încă o dată la vot. Chiar s-a dorit acele spații. De partid, linia partidului, nu, v-am zis, nu v-am spus și sunt convins că, mai ales fiind un partid social, ei trebuie să se ocupe de problemele sociale ale localității. Dumneavoastră sunteți liberal, dacă ne gândim. Păi sunt, dar asta nu înseamnă că nu putem vedea lucrurile necesitățile din Ghimbaf. Sunt și oameni în vârstă foarte mulți în localitate. Sunt și foarte multe familii tinere care s-au mutat în Ghimbaf și care au copii. Și ar fi de preferat să avem tot ce ne trebuie acolo. Și nu atât de ușor să te urci întotdeauna când ai urgență în mașină, să mergi la Brașov, să chemi ambulanța, să aștepți stresul acela imens. Sunt și bani cheltuiți și timp și poate nu ți-e bine ca să, din puterea sănătății, să munci pe taxiul sau pe autobuz. Și sentimentul de disconfort, de insecuritate, că nu e cineva lângă tine să intervină. Eu încă o dată... În cea mai bogată localitate din județul Brașov. Eu cred că joi, când vom avea ședința de consiliu, unde invit și cetățenii din Ghimbaf să participe. Vă invit și pe dumneavoastră cu televiziune, venim pentru că este un moment important care putea să devină un lucru simplu dacă era voință și din partea domnului primar și a colegilor de... Bun, trece, sunt șanse să treacă, da? Deci nu aveți emoții. Eu nu cred că nu ar trece, pentru că... E o miză și emoțională, e vorba și de necesitățile orășelului. E vorba despre sănătate. Și de sănătatea... E vorba de centru de permanență. Atunci, e vorba ce de... împiedică? Cine taie panglica? Cine a avut inițiativa? Ia lui Fliundra și atunci nu merge? Aș reveni aici la ce vă spuneam mai devreme.
I-am comunicat și domnului primar în ultima ședință că ne dorim să ia toate meritele dumnealui, că recunoaștem că este primarul localității. Promiteți că stați acasă la inaugurare? Nu știu dacă stau acasă, pentru că m-am luptat, dar n-am să ies în evidență cu nimic, dacă ăsta este motivul. Merge și nu țineți niciun discurs. N-am să țin discursul, să țină domnul primar că, până la urmă, conducătorul ia laurii și așa este normal, așa s-a întâmplat și cu biserica, așa se întâmple cu tot ce ne dorim, că e policlinică, că e casă de cultură, că este creșă, că avem o parcare subterană, că schimbăm infrastructura în Ghimbaf care lasă de dorit, că îngropăm cablurile electrice în trotuare, să nu schimbăm aiurea pavelele și după aia să ne gândim că trebuie să locuim trotuarele, să nu facem garduri inutil, să nu cheltuim banii pe lucruri mărunte. Haideți să ne ocupăm de ce avem de construit, ca să asigurăm un anumit curs de oraș al localității, nu care să ne gândim că are statutul construim de doar locuri de joacă pe hectare întregi, care costă întreținerea lor anual sute de mii de euro. Deci credeți că s-a mers cumva pe obiective mai mici care iau ochii și s-au neglijat? Până la urmă, oamenii trăiesc în lumea aceasta, da? Ghimbavul e la doi pași de Brașov. E imposibil să nu îți dorești... Eu nu zic că nu sunt necesare și locuri de joacă. Eu nu zic că nu sunt necesare bănci sau coșuri de gunoi. Clar că trebuiesc. Ei, dar contează numărul lor. Trebuie să le dimensionăm la... Ce număr de copii avem în localitate? Ce costuri vom avea ulterior? Cu ce materiale lucrăm? Că dacă lucrăm doar cu un brad netratat, cu cuie în el, fără holșruburi, fără o autorizație de la ISCIR, cu multe accidente ale copiilor, cu foarte mulți bani, cum spuneam, de întreținere, haide să cheltuim, poate... o altă sumă cu lucruri de calitate și să vedem ce mai avem, că nu putem să avem locuri de joacă și pe Facebook sau pe alte mijloace de comunicare să fim mustrați tot timpul de cetățeni, că merg în noroi, că merg în praf, că nu e iluminat public. Avem cartiere întregi. Ca și consilieri. Dar au dreptate. Deci eu nu pot să nu dau dreptate celor care fac aceste reclamații. Și trăiți acolo, până la urmă, unele lucruri le simțiți pe pielea proprie. Nu poți să fii într-un Ghimbav cu un buget de 8.500.000 și rețineți, anul viitor cu siguranță va fi 10 milioane de euro buget, și să n-ai asfalt, să n-ai trotuar, să n-ai iluminat public. Sau să cheltuim 10 miliarde anual pe întreținere și reparații. Cândva Ioan Ghișă se făcea la Brașov, sintetiza la Brașov cu asfalt, becuri, curățenie. Deci în ciuda acestor ani care au trecut, în ciuda acestui buget generos, avem problema asta. Să spunem că în Livada, știți foarte bine că în Livada noastră, în anii 90, s-au alocat niște terenuri revoluționarilor. Foarte frumos. Între timp oamenii au mai vândut, s-au început să construcțiile. Avem peste 110 case în continuarea străzilor Unirii și Progresului, care nu sunt asfaltate, care anul trecut s-a introdus canalizarea. Și, canalizarea aveți peste tot? Nu chiar peste tot. Sunt și cartiere al unor investitori care au în sarcina lor de a face asta, dacă nu vin înainte la primărie și să ne comunice că au cedat, că vin și prin investițiile lor se mărește numărul de cetățeni din Ghimbav și e cazul să investim și nu să lăsăm, cum mai avem voci prin Consiliu din partea cealaltă, da, să domne, că și noi am stat 40 de ani. Bun, în ziua de astăzi este depășit și... Bun, și e foarte ciudat un asemenea argument din partea celor care au... Dar am să invităm pentru orice să vină și colegii și conducătorii PSD-ului și ai noștri, să vină toată lumea, că până la urmă urmei și avem nevoie de toți cei care participă la dezvoltarea județului, că dacă o localitate este dezvoltată, practic tot județul are de câștigat. Și Ghimbavul este un soi și poate fi un soi de perla coroanei pentru Brașov. Nu? Păi, noi cred că așa cam ne și numim. Cred că dacă ne lăsau sau ne participau la ceea ce ne dorim să facem, chiar ar deveni o perla. Uitați-vă ce județul. Se întâmplă la Cristian, bună oară, că da. Și ei au încă statutul de comună, dar din punct de vedere cultural și din alte puncte de vedere, puteți lua lecții. Suntem invidioși frumoși acolo pentru ce se întâmplă.
întâmplă. Suntem invidioși frumos pe Cristian, suntem pe Săcele, uitați-vă, a redeschis un spital, domnul primar Virgil nu Popa. Nu i-au dat mult șansă să o facă dat șansă, și au făcut, o să-l contactez dacă o să dorească să mă ajută și în încercarea noastră. Mai ales la PSD, poate vorbește cu colegul și cu colegii din Consiliul Local. Știți ce? Deci până la vă așteptați să avem o punte. Avem o punte chiar frumoasă. Avem un consilier județean, nu, chiar doi consilieri județeni sunt din Ghimbaf. Unul de la PSD și Dan Petreanu și Ionel Spinean de la Partidul Ecologist. Ionel Spinean, care și-a dorit și dânsul să fie primar, a candidat în Ghimbaf, a sperat, a înghițit în sec. Știți ce e frumos? Că înainte de alegeri eram contracandidați. Ei, după alegeri trebuie să discutăm. Deci dânsul a înțeles cel puțin. A venit și cu un proiect frumos cu colegele dumnealui din cadrul Consiliului Local, cel legat de înverzirea Domenciu, da, care a fost retrimis subit de la prefectură, că ar trebui să reanalizăm puțin, că nu este normal să aplicăm sancțiuni în cazul în care o societate sau un cetățean nu-și plantează acel pom de care vorbeam. Să știți că o să reanalizăm și o să-l retrimitem, dar a prins foarte bine la societățile comerciale. Motivează și da, e frumos. S-au gândit perfect. Chiar a fost un proiect pe care l-am susținut și îl susținem în continuare, pentru că suntem chiar localitate de șes, unde nu avem nici pădure și trebuie să avem da, nimeni nu-i profet în țara lui, la copaci. Domnul Spinean acasă. Da, e posibil a fost un proiect bun și e o punte între noi consilieri locali, între consilieri județeni și, bineînțeles, mai sus, către parlamentari, care ar trebui să implice mai mult pentru județ, mai mult pentru aeroport, să vorbim. Aeroportul ar fi, de fapt, noi. Cireașa care ar... Da, președintele Consiliului Județean, bineînțeles... Și ar fi la Ghimbaf Cireașa. Să ne înclinăm. Păi asta este. Ghimbaf este un nod important al și când județului. Va fi să fie, domnul Fliundrea, vă dați seama, toți anii aceștia de așteptare. Mi-ar place foarte mult ca toate forțele politice să-și dea mâna, toate administrațiile să mai chemăm sunt vremelnici, funcțiile acestea sunt trecătoare și important e ce rămâne. Totuși, foarte lucis fiind în acest ceas, în această săptămână în care, iată, se joacă policlinica și să sperăm că se joacă bine, la ce vă așteptați? A trecut un an din acest mandat, mai sunt trei, să ne așteptăm la trei ani de Gigi Contreal, așa, de lucruri de genul acesta sau... socotiți că a fost doar o perioadă mai nefastă, așa, care rămâne în urmă. Pentru ce sunteți pregătiți dumneavoastră? Pentru că, până la urmă, sunteți și un lider al acestei opoziții sau puteri, nu știu, sunteți lider al majorității, dar, pe de altă parte, sunteți politic, vă opuneți acestei tabere, reprezentată de actualul primar atunci, și sunteți un challenger. Deci, văzut să clar știți că... potențial și real adversar. A ieșit public, n-am făcut-o nici pe Facebook, nici la televiziuni, nici pe gazeta de Ghimbaf Ziar pe care îl fac lunar, să spunem. Dacă ar fi fost colaborare, eu sper din tot sufletul să colaboreze domnul primar, colegii din PSD, să dăm drumul la proiecte, să știți că fac apel atât pe televiziuni, cât și verbal, cât și prin prietenii dumnealui, și prin subalternii dumnealui. N-am reușit să ne întâlnim așa față în față. Poate ca vă ducem aici la emisiune. Ar fi chiar totuși, bine. Domnul Domadorel bine. A făcut istorie în acest Ghimbaf și deci, e păcat să noi nu spunem că s-au întâmplat lucruri frumoase la Ghimbaf. A făcut o evoluție, a participat din plin într-o perioadă de tranziție. Chiar l-am felicitat și ne bucurăm. Haide, domne, să lăsăm ambițiile personale la o parte și să ne apucăm de treabă. Că de ce nu v-ați făcut PSD-ist? Vedeți, dacă erați la PSD, poate era mai frumoasă istoria. Să știți că contează culoarea din care fac parte m-a reprezentat. Și eu am mai fost printr-un partid sau altul, dar toate s-au desființat, deci sper ca PNL-ul să rămână. De ce? Pentru că... Da, nu. PNL-ul rămâne și eu sunt un partid puternic, așteptăm... multe lucruri frumoase, așteptăm să revenim acolo unde ne este locul, pentru că asta e, ca să poți să urci, trebuie să și cobori, să vezi unde ai greșit, să-ți analizezi atent ceea ce a fost, ca poți să urcăm frumos. Vă întrebam de culoarea politică, pentru că zâmbesc acum, tot aici în emisiune, într-o emisiune foarte frumoasă, povesteam cu domnul Toma Dorel și îmi povestea că de dragul Ghimbavului și de dragul unor obiective, a schimbat de mai multe ori și dânsul corabia, că
Asta e. În comunitățile mici, oamenii votează omul în primul rând și votează ceea ce face omul acela. Pentru... Deci da. Nu se poate să renunți așa la aceste vise și la aceste proiecte. Da, păi acum să fim cinstiți și sinceri, clar că indiferent în ce partid ar fi mers, ar fi avut un număr de consilieri și și-ar fi asigurat confortabil fotoliul de primar. Dar, cum spuneam, lucrurile se mai schimbă. Eu am mai fost într-un partid când... doar din dorința de a ajunge consilier și de a iniția proiecte, de a rămâne ceva după noi. Poate n-am avut loc în Partidul Social-Democrat alături de... pentru că și acolo, ca peste tot, sunt colegii dumnealui mai vechi, nu au plăcere să vină unul mai înalt, mai solid, mai cu alte idei, mai nu știu cum. Așa, da, 30 de proiecte, da, 30 de proiecte care le-am inițiat împreună cu colegii, că se și văd că toate sunt inițiate, da. Fără să fim același egoiști, același grup de inițiator, deci da. Practic majoritatea aceasta formată de PNL, Partidul Verde și cei independentul. Deci asta este, ne-am dus în partide mai mici, neavând loc acolo. Multe proiecte de altfel social-democrate, da, pentru că aveți proiectul legat de creșe, programe pentru copii, pentru pensionari, iată că... Da, stimulente, avem două proiecte care sunt, uitați, chiar asta este un stimulent financiar pentru constituirea familiilor. Ne dorim cât dați? 1500 de lei. 1500 este de lei. O clauză sau o condiție ca unul dintre soți să fie de minim 5 ani în ghimbă. Multe ori ne gândeam la 15 ani, dar am zis că e cam prea mult. Sunt mulți care se stabilesc acum, vin spre ghimbă. E frumos că se întâmplă acest lucru, orașul crește. Deci 5 ani să aibă și să fie la singura prima căsătorie. Să fie la prima căsătorie. Iar al doilea proiect, tot social, să spunem, și nu neg faptul că ne-am uitat către București, ce a făcut doamna primar de acolo, și al doilea este... Tot social-democrat, da, un stimul financiar pentru nou născut, de 2500 lei, la fel ca unul dintre părinți să fie din localitatea Ghimba, sau să aibă domiciliu până în minim 5 ani. Deci sunt chiar proiecte sociale pentru a încuraja natalitatea în Ghimba, pentru că ne dorim o localitate mai mare. Dacă avem și potențial, acum ar fi culmea să... Aveți cu ce crește, cum se spune, nu? Așa. Și mai am o problemă ca nu în perioada următoare să se transmită că regionalizarea înseamnă și a desființa localități care au mai puțin de un număr de locuitori, care într-adevăr mă gândesc, noi ne dorim să fim entitate, să rămânem ca entitate și să ne conducem, pentru că avem și noi destui oameni capabil și competenți. Acesta e paradoxul, vedeți? Oameni deștepți, oameni care știu, care pot, care vor și totuși ce se întâmplă? Da, eu cred că trebuie să ia o altă turnură aceste, chiar nu o facem din ambiție. Iar cel unde nu-i cap, vai de picioare, până la urmă ce să credem? Da. Dacă avem toate aceste ingrediente și iată, vă lipsesc lucruri importante. Totdeauna, unde e fericire multă, e invidie multă și își bagă diavolul cu Hai să ne transformăm noi în porumbelul păcii și chemăm oamenii de bine de acolo, din Ghimbav. Eu chiar vă mulțumesc și chiar ne dorim ca fiecare zonă, fiecare cartier să evolueze. Pentru că sunt deja cartierul de blocuri unde avem foarte mari probleme cu canalizarea, cu parcările. Deci, s-au mulțit extrem de mult mașinile și am rămas la același nivel a anilor 78-79 când am început construcția lor. Deci, nu mai respirăm acolo. Oamenii fug mai devreme de la servici să-și găsească un loc de parcare. Locul de parcare și nu mai mută mașina. Chiar trebuie să reglăm anumite situații și trebuie investiții peste tot. Dacă în cartierele mai noi nu există asfalt și iluminat public, aici deja suntem sufocați de mașini și canalizarea nu mai face față. Ori dacă începem proiectul parcare subterană, automat trebuie să înlocuim toată infrastructura, respectiv canalizare, apă, să o dimensionăm pe ceea ce e acum. Deci chiar sunt lucruri importante și, cum spuneam mereu, nu este nici moftul lui Fliundra, nici moftul altui coleg. Este o necesitate. E oful Ghimbavului. E oful Ghimbavului. Orășel pe Ghimbășel, un orășel care poate fi prosper, care poate fi foarte frumos, dar e de lucru acolo foarte, foarte mult. Este, chiar este că în ultima perioadă s-au investit bani pe lucruri minore. Aici singurele lucruri majore care au fost... Au fost două blocuri de locuințe sociale,
unde au fost cu parte din bani de la Ministerul Dezvoltării, s-au construit, ok, eu unul personal nu prea sunt în favoarea acestor construcții, pentru că Ghimbavu nu poate deveni un oraș social, pentru că numai cine nu vrea nu lucrează, numai cine nu vrea nu câștigă. Dar avem în Ghimbavu? Acum nu am o statistică vis-a-vis de procentul care ar fi, dar nu există. Sunt atâtea mari companii nu, deci, acolo. Oriunde și... întorci capul, sunt oferte afișate, oferte de lucru. Lucrători. Acum că s-au construit aceste blocuri, sunt binevenite, sunt oameni cu probleme de sănătate, sunt oameni... Poate în vârstă, poate... Da, care au fost retrocedate locuințele și așa mai departe. E ok, sunt 45 de locuințe, 40 dar de acum încolo la deal. Dar acum încolo nu locuințe sociale. S-a mai asfaltat cartierul Floror, cartierul tinerilor pe niște credite care s-au luat de localitatea Ghimbav. Foarte bine, foarte frumos. S-au dat locuințele acestea în anii 2000, terenurile, locurile de casă în anii 2007-2008. E finalizat, dar pe lângă ăstea erau mult mai multe investiții trebuie făcute care suportau și bugetul și care asigura astăzi o altă față a localității Ghimbav și am nu înțeles. Cum suntem acum. M-ați convins cu cele 30 de proiecte, trebuie să ne vedem mai des cu domnul Ionel Fliunra. Încheie această emisiune cu un îndemn, cum să spun, peneliști, ecologiști, doreliști din Ghimbav, uniți-vă, faceți să fie această policlinică și transformați orășelul de pe Ghimbășel în eu ceea vă ce mulțumesc poate să fie. Și vreau să fac un apel către ghimbășeni, să-i asigur că prin toate proiectele care vor vota joi în ședință unde vă așteptăm și pe dumneavoastră la orele 16 în sala publică. De consiliu, e ședință publică, ședință ordinară. Vă așteptăm și să ne susțineți pentru că aceste proiecte în mare parte acoperă necesitățile localității noastre. Fac un apel și domnului primar că trebuie să ne înțelegem, să fie tolerant, pentru că numai așa putem să construim și să dăm fața pe care o așteaptă cetățenii și pe care o dorim cu toții. Suntem siguri că așa va fi. Să auzim de bine de la Ghimbav. Vă mulțumesc din suflet pentru prezență, doamnelor, domnilor, Ionel Fliundra, viceprimar în Ghimbav, oaspetele meu în această seară la Radio Brașov și la Mix TV, Onelia Pescaru. Sunt o seară excelentă tuturor!